În bisericile ortodoxe a fost citit astăzi pasajul evanghelic despre pilda samarinanului milostiv. Evanghelia zilei a fost explicată de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, oficiate în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Mai întâi, preafericirea sa a prezentat cele trei învățături principale ale pildei, relatate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Pilda samarineanului milostiv este o tâlcuire a tainei mântuirii lumii prin Iisus Hristos, dar și o lumină pentru lucrarea filantropică a bisericii și a fiecărui creștin în parte. În al doilea rând, vindecarea rănilor celui căzut între tâlhar prin ungere cu un de lemn și turnare de vin pe ele înseamnă vindecarea oamenilor de rănile păcatelor prin botez și împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Și în al treilea rând învățăm acest mare adevăr, și anume casa de oaspeți, în care se vindecă cei răniți de multe păcate și patim rele, este biserica. Criteriul adevăratei valori a umanului este iubirea milostivă față de semeni, a mai evidențiat preafericirea sa, vorbind despre atitudinea pe care a avut-o samarinanul milostiv față de cel căzut între tâlhari și ignorat de levitul și preotul legii vechi. Această ostilitate între iudei și samarineni arată că în cazul în care un om se află în suferință, într-o situație grea, ceea ce contează foarte mult nu este atât partea exterioară a manifestării credinței, cât bunătatea inimii. Ce deosebește pe acest samarinean, care e considerat un străin de neamul iudeu, de preotul și levitul Vechiului Testament, este tocmai iubirea milostivă. I s-a făcut milă de cel căzut între tâlhari, pe cel jefuit, bătut și lăsat aproape mort. Aici vedem că accentul cade pe bunătatea inimii. Câtă iubire milostivă are omul în sine, atât este de om. Criteriul adevăratei valori a umanului este iubirea față de semeni. Iubirea milostivă, nu iubirea arogantă și posesivă, ci iubirea smerită și milostivă. Părintele Patriarh Daniel a mai subliniat că scopul relatării acestei pilde nu este unul emoțional, ci unul misionar. Domnul Iisus Hristos nu felicită pe acest învățător de lege doar că a ascultat o istorioară frumoasă, ci îi spune: mergi și fă și tu asemenea. Inspirându-te din iubirea milostivă și smerita bunului samarinean, fă și tu asemenea. De la învățătură treci la acțiune, de la sensurile Scripturii treci la fapta milostivirii. De aceea, biserica a înțeles că nu-i suficient să predice iubirea milostivă, ci să și creeze instituții ale iubirii milostive. Așa au fost înființate case pentru pelerini sau călători în primele veacuri creștine. Apoi, începând cu secolul al IV-lea, și case pentru tratarea bolnavilor, a unor oameni suferinți, cămine pentru bătrâni, cămine pentru copii orfani, școli pentru meserii. Așa avem opera filantropică a Sfântului Vasile cel Mare în secolul al IV-lea ca model pentru toată biserica, din Răsărit și apoi și din Apus sau din Occident. Deci mergi și fă și tu asemenea. Este concluzia acestei parabole din Evanghelie. Aceasta înseamnă biserica, drept comunitate, trebuie să facă opere milostive, dar și fiecare creștin în parte, după posibilități. La final, întâi stătătorul bisericii noastre a afirmat că atunci când îl imităm pe samarinanul milostiv, devenim mâinile iubirii milostive a lui Hristos.